Legea pentru ratificarea Convenției de la Geneva privind prevenirea și eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă a fost promulgată de președintele Claus Iohannis. Proiectul de lege propus de Ministerul Muncii pentru ratificarea Convenției de la Geneva a fost adoptat de Senat în 4 martie în calitate de for decizional. Convenția privind prevenirea și eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă, adoptată la Geneva în 2019, a fost promovată în scopul asigurării unui mediu de lucru sigur și respectos pentru toți angajații. Ministrul Muncii și Solidarității Sociale Simona Bucura Oprescu a subliniat necesitatea respectării demnității angajaților, având în vedere creșterea semnificativă a numărului de petiții privind hărțuirea la locul de muncă. Conform datelor transmise de inspecția muncii în 2023, au fost înregistrate peste 500 de petiții și au fost aplicate 41 de sancțiuni. Noul cadru legal protejează toate categoriile de lucrători, inclusiv stagiarii și voluntarii, împotriva violenței și hărțuirii.